Bună ziua, bună dimineața, bună seara, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod! Astăzi ieșim după o grămadă de timp cu bicicleta, în sfârșit, finally! Bănuiesc că deja v-ați plictisit de atâtea videouri cu motocultorul și cu tractorul și cu, și cu microbuzul și ce video am mai postat. Astăzi ieșim din nou cu bicicleta. Am zis, destul, suficient, am stat în casă, mergem din nou cu bicicleta. Și nu cu orice bicicletă, ci cu noua bicicletă. Azi ieșim la mică plimbare, afară bate vântul oribil. Cred că stă să vină o ploaie. Și ce să gândite, Mihai, să mergem cu bicicleta. Da. Da, și iată-ne din nou cu bicicleta. O să dăm o tură rapidă, în ce e ploaia. Și începe ploaia. Deci, spuneți-mi care este pafta mea. Bă, deci... Deci n-am apucat să ies din casă bine și deja a început ploaia. Așa că merge și se comportă absolut genial. Mă șterg puțin la butic. Se vedea absolut nimic. De puțin transmisia. Se ridică foarte frumos pe roată. Doar uitați-vă cât de frumos se ridică pe roată. Frânele ține excelent. Oh, mamă, ce... O bate vântul. Spatele fuge într-o veselie. Ridica pe roată, se ridică foarte ușor. Vântul mă împinge și nu mă lasă să stau drept. Și puțin enervant. Vedeți că mă împinge pe spate. Și e puțin scary. Uitați. Mă rog, acum nu i-am dat eu pe tare. Acum i-am dat eu încet. Uitați, dacă ia mai tare, împinge vântul, efectiv, într-o parte. Bună! Și nu înțeleg de ce. Ai! Mamă, ce-i toate voblaj! Mamă, ce era să o diresc! Și aici? Da, ce vedem? Lux! Și curaj! Hai sus! Ia! Hopa! Ia vezi ce se ține! Hai sus! 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 Hopa! Au! Au! Au, au, au! Au, 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 au! Tot picior! Mamă, ia-te un picior. Ia-l de aici. Hai că frâna față începe să-și revine. Opa! Ce frâna, mă?
mă uit așa. Ia uitați ce frumos merge. Hop! Patrează poliția pe străzi azi. Și cam face cine știe ce legalități, doamne. Oleu, ole, 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 ole. Au, mamă, de când eram mic am vrut să mă dau pe aici și n-am avut bicicletă suficient de capabilă ca să pot să iau pe aici. Și iată că a sosit și vremea să o iau și pe aici. Sunt foarte curios cum era urcarea. Curios. Foarte... Nu sunt curios. Sau mai bine, nu aș trebui să aflu. Și hai mai bine să-mi aflu. Hopa! Cât de frumos, cât de smooth. Urcăm și pe aici chiar. Au, bă, nu-mi așa. Au, au, au. Deci, că urcăm chiar și pe aici. Două secunde mai târziu. Uf. Uite, așa se urcă, corect? Și uite așa. Mă rog, la coborârea scărilor trebuie de doar să te bicră ca să nu fugă de sub tine. Dăm o întâia și meri... Mamă, ce fuge de sub mine! Trebuie să vedem cum, la urcare, cum vreau. Hai că mers și la coborâre. Hai că mers. Mamă, dar ce bună e frâna acum, că s-au încălzit puțin roțile. Este absolut... Mamă, poate cad în șanț. Este absolut demențiară. E extrem de bine. Și mi-a tângheață. Și cursa s-a cam micșorat. Adică prinde mai repede. Ia uite fierul. Salut! Hai să vedem ce înseamnă să balansați greutatea pe față atunci când coborâți. Ia spatele razna. Și hai să vedem ce înseamnă să balansați greutatea pe spate atunci când coborâți. E safe. E chiar super safe. Mamă, ce e aici? Vărăleu. Vărăleu. Vărăleu, maică, ce e aici? Nu e bună. Parcă mergem mai bine față de cealaltă. Schimbăm acum viteza și dăm un pic de top speed. Oh, lux. Lux. E mult mai bine față de ce am avut până acum. Bine frâna spate. Bun. Gata pe azi, eu fost Emi și ne vedem la televizoare, salutare, pa, pa!